Pe locul întâi am ales motocoasele Roriz, datorită faptului că sunt foarte populare și au performanțe deosebite la niște prețuri accesibile pentru toți cei care au nevoie de astfel de produse. Din câte am observat, marea majoritate a motocoaselor Roriz sunt pe benzină, însă există și câteva modele electrice. Motoarele acestora sunt concepute pentru a funcționa în doi timpi, pentru cele mai multe modele, dar și în patru timpi, pentru cei care preferă acest tip de motor. Dacă este să vorbim despre prețuri, putem spune că cele mai multe motocoase Roriz se încadrează undeva în intervalul de preț între 500 și 1500 lei, dar există și modele mai ieftine între 100 și 500 lei, dar și mai scumpe peste 1500 de lei sau chiar și peste 2000 sau 3000 de lei în cazul celor mai performante și mai puternice. În cazul în care doriți să aflați cu exactitate care sunt prețurile actuale, vă invităm să vedeți linkul din descrierea videoclipului. Majoritatea motocoaselor Roriz sunt echipate cu mânări tip ghidon, astfel încât să vă permită o manevrare mult mai ușoară, însă există și câteva modele cu mânări tip buclă. În ceea ce privește greutatea lor, am observat că aceasta este de obicei de peste 5 kg, în cele mai multe cazuri. Credem că pot fi utilizate cu succes în orice condiții, în zonele cu iarbă înaltă și pentru cosirea fânului. Mai menționăm pe scurt 7 dintre modelele cele mai apreciate din gamă Roriz. Motocoasa Roriz Zimbru 104S de 3 cai putere, capacitate 52 cm3, motor pe benzină în 2 timpi, capacitate rezervor 1,2 litri. Motocoasă de umăr Roriz DAC 310 de 2,5 cai putere, motor TEZ pe benzină în 2 timpi, diametru de tăiere 25 cm și greutate 8,5 kg. Motocoasa DAC 410 de 3,3 cai putere, motor TEZ în 2 timpi, tăiere cu lama, pornire manuală, capacitate 57 cm3, greutate 8 kg. Motocoasa de umăr Roriz DAC 210 de 1,7 cai putere, motor TEZ în 2 timpi, are mâneri tip ghidon, capacitate 42 cm3, lățimea de tăiere 20 cm și greutate de 7,5 kg. Motocositoarea Roriz DAC 777K de 5 cai putere, motor Longines, pe benzină în 4 timpi, are transmisie pe curia, pornire manuală, se folosește în special la lucrări profesionale, are o capacitate de 159 cm3, lățimea de tăiere este de 87 cm și are o greutate de 59 kg. Motocoasa Roriz Zimbru 101S de 2 cai putere, capacitate 42 cm3, motor în 2 timpi, diametrul de tăiere între 20 și 25 cm, are tăiere cu fir și lamă, iar greutatea sa este de 7,5 kg. Și motocoasa Roriz 740C de 1,6 cai putere, capacitate 40 cm3, motor Kuma pe benzină în 4 timpi, rezervorul de 0,65 litri și greutatea sa este de 7,8 kg. Vezi linkul din descrierea videoclipului pentru detalii și preț. Pe locul 2 am decis să alegem motocoasele Husqvarna, care ies în evidență prin calitatea construcției și fiabilitatea motoarelor pe benzină în 2 timpi sau termice și chiar a celor electrice. Deși își fac treaba foarte bine, motocoasele Husqvarna sunt mai scumpe ca alte produse din aceeași categorie, iar din această cauză credem că nu și le permite oricine. Prețurile încep undeva de la 1000 de lei în sus, putând ajunge în jurul valorilor de 4000 sau chiar 5000 de lei în cazul celor profesionale cu specificații de top. Totuși, vestea bună este că cele mai multe modele au prețuri între 1500 și 4000 de lei, așadar aveți de unde alege în funcție de preferințele și nevoile dumneavoastră. Motocoasele Husqvarna sunt preferate de obicei de persoanele și firmele care le folosesc în special la diverse lucrări profesionale, însă credem că sunt potrivite chiar și pentru lucrări în grădina dumneavoastră
sau în locuri private unde se pune accentul pe rezultate de calitate. În acest videoclip nu vom sta să analizăm fiecare model de motocoasă în parte, însă vă prezentăm o listă cu cele mai populare modele în cazul fiecărui brand din topul nostru. Pentru Husqvarna aveți de ales dintre următoarele modele de top. Motocoasă Husqvarna 545RX pe benzină de 2,9 cai putere, motocoasă 333R Mark II cu motor în doi timpi, motocoasă Husqvarna 128R pe benzină în doi timpi de un cai putere, motocoasă Husqvarna 535RX pe benzină de 2,1 cai putere și motocoasă Husqvarna 555RXT de 3,9 cai putere. Vezi linkul din descrierea videoclipului pentru detalii și preț. Motocoasele Procraft Germany fac parte și ele din topul nostru, mai ales datorită faptului că sunt apreciate pentru puterea ridicată a motoarelor lor în 2 și 4 timpi, care se învârte mai ales în jurul valorilor de 5 până la 9 cai putere. Un alt motiv pentru care le considerăm o opțiune bună este raportul calitate-preț excelent, majoritatea modelelor Procraft având niște prețuri acceptabile. Persoanele care cumpără motocoase de la acest brand știu că sunt echipate cu mai multe moduri de tăiere, fiind livrate cu numeroase accesorii de tăiat, precum tambur cu fir sau discuri cu dinți, ulei de motor și chiar cu ham profesional. Vă mai amintim rapid 5 dintre cele mai căutate motocoase de la Procraft. Motocoasa Procraft Germany T4350 de 6 cai putere și capacitate 58 cm3. Motocoasa de umăr Procraft T5600 Germania cu motor în 4 timpi și 7,6 cai putere. Motocoasa pe benzină Procraft T5600 Pro cu motor în 4 timpi, 4 sisteme de tăiere și cu accesorii incluse. Motocoasa electrică Procraft GT2200 și motocoasa pe benzină Procraft Germany 4200 de 5,7 cai putere cu ham profesional și 4 accesorii de tăiat. Vezi linkul din descrierea videoclipului pentru detalii și preț. Continuăm topul nostru cu motocoasele electrice marca Einhell, care pot fi considerate unele dintre cele mai performante și fiabile motocoase cu acumulator. Unele dintre ele concurează de la egal la egal cu alte modele de la alte branduri care au alimentare pe benzină, oferind o putere destul de mare și făcându-și treaba într-un mod eficient. Unii utilizatori preferă mai mult acest tip de motocoasă cu acumulator, fiind de obicei mai ușoare, iar ca și preț se încadrează undeva în intervalul dintre 100 și chiar 2000 de lei. Asta înseamnă că există produse care pot fi achiziționate de către oricine, indiferent de tipurile de lucrări la care sunt folosite, mai mult sau mai puțin profesionale. În ceea ce urmează, vă prezentăm rapid 4 dintre cele mai populare motocoase electrice marca Einhell. Motocoasă cu acumulator Einhell Power X Change Agilo, motocoasă electrică Einhell CCET 2522 cu putere de 250 W, motocoasă Einhell GCET 3023 cu putere de 300 W, motocoasă cu acumulator Einhell PXC-GC-CT cu diametrul de tăiere de 24 cm. Vezi linkul din descrierea videoclipului pentru detalii și preț. Alpin Profi este un brand 100% românesc, iar motocoasele care aparțin acestei mărci oferă performanțe deosebite, calitate și siguranță la niște prețuri decente. Un alt avantaj al acestor motocoase este legat de costurile de întreținere relativ ieftine, dar și de faptul că piesele de schimb se găsesc cu ușurință în România. Majoritatea motocoaselor Alpin Profi sunt livrate împreună cu diverse accesorii necesare executării cu succes a lucrărilor de tăiere și cosire la nivel de hobby, profesional și semiprofesional.
Următoarele modele sunt cele mai bine vândute 4 motocoase ale acestui brand românesc. Motocoasa Alpine Profi 4200 de 5,6 cai putere și 9000 rotații pe minut plus 4 sisteme de tăiere. Motocoasa Alpine Profi BC430N de 4,5 cai putere și 10000 rotații pe minut plus accesorii. Motocoasa Alpine Profi 8C431 Pro de 5,8 cai putere și 11000 rotații pe minut plus 8 accesorii incluse. Și motocoasa Alpine Profi 5600 de 7 cai putere cu motor în 4 timpi. Vezi linkul din descrierea videoclipului pentru detalii și preț. Brandul japonez Makita a echipat motocoasele sale cu tehnologie de ultimă oră care se reflectă mai ales în capacitățile tehnice deosebite de care dau dovadă aceste utilaje. Motocoasele Makita sunt cunoscute mai ales pentru motoarele electrice pe acumulator, care dezvoltă o putere chiar de până la 1000 W în cazul celor mai bune modele, dar oferă spre comercializare și modele pe benzină cu motor în 2 sau 4 timpi. Dacă vorbim despre prețuri, credem că acestea sunt accesibile pentru oricine, situându-se undeva între valorile de 300 până la 2000 de lei. Majoritatea motocoaselor acestui brand sunt foarte fiabile și rezistente în timp, chiar dacă au o greutate mai mică față de produsele altor branduri. Mânerul acestora are un sistem de prindere cu buclă, ceea ce le face destul de ușor de mânuit atunci când efectuați lucrări tip hobby sau chiar profesionale în grădina dumneavoastră, sau chiar pe spații mai întinse, unde necesită tăierea ierbii și îngrijirea gazonului. Cele mai vândute și utilizate 6 produse din această gamă de la Makita sunt următoarele: motocoasă electrică Makita UR 3501 cu putere de 1000 W, 7500 rotații pe minut și 35 cm diametru de lucru. Motocoasa Makita Dur 368 LZ cu 3 trepte de turație. Motocoasa Makita UR 3500 cu putere de 700 W și tija curbată. Motocoasa electrică Makita Dur 181Z. Motocoasa Makita UR 3000 cu putere de 450 W și motocoasa Makita EM 2651 UH de 1,1 cai putere, capacitate de 25,4 cm3 și motor pe benzină în 4 timpi. Vezi linkul din descrierea videoclipului pentru detalii și preț. Motocoasele marca Micul Fermier sunt preferate de mulți oameni și firme din România datorită numeroaselor avantaje pe care le oferă în raport cu prețurile lor accesibile. Cele mai importante atuuri ale acestor produse sunt următoarele: puterea mare dezvoltată în comparație cu greutatea lor, pornirea care se realizează foarte facil, indiferent de vremea și temperatura de afară, acționează fără probleme, accelerând rapid și dezvoltând un cuplu mare. Se mânuiește într-un mod confortabil datorită hamului ergonomic care distribuie sarcina uniform în timpul lucrului. Țineți minte că aceste motocoase se folosesc de obicei pentru tăierea ierbii, buruienilor, arbuștilor și tufișurilor, adică în special atunci când aveți de executat lucrări tip hobby, însă dacă analizați toate ofertele veți găsi și modele destinate lucrărilor profesionale. Iată care sunt 4 dintre cele mai bine vândute și căutate motocoase marca Micul Fermier. Motocoasa Micul Fermier GF 1310 de 3,4 cai putere, capacitate 43 cm3 și motor în 2 timpi. Motocoasa Micul Fermier GF 1311 de 3,4 cai putere, motor pe benzină în 2 timpi și 3000 rotații pe minut. Motocoasa Micul Fermier 712 de 4,7 cai putere cu accesorii incluse și motocoasa Micul Fermier GF 1549 de 4,7 cai putere, capacitate 43 cm3 și 3200 rotații pe minut. Vezi linkul din descrierea videoclipului pentru detalii și preț.